Bună ziua, dragilor, și bun găsit la canalul meu de YouTube Oracolescope by Mary. Astăzi este luni, 18 martie, și vom extrage și astăzi o carte pentru a realiza citirea noastră generală pe care o efectuăm în fiecare zi. Este o citire valabilă pentru toate cele 12 zodii și carte care ne va ajuta să vedem cristalul cu care putem să lucrăm astăzi, ce mesaje, ce recomandări are pentru noi acest cristal și carte de oracol și ceacră corespunzătoare și anumite proprietăți medicinale ale acestui cristal. Și de asemenea vom extrage și o pietricică din săculețul nostru cu pietricelele norocului și vom vedea de asemenea ce iese pentru astăzi, luni, 18 martie 2019. Iar pe măsură ce amestecăm cărțile de cristal, vom pune întrebarea: care este cristalul care mă va asista astăzi în vindecarea mea personală, spirituală, mentală, emoțională sau fizică? Pentru astăzi, luni, 18 martie. Și pietricica. Noroc. Deci astăzi vom avea parte de noroc. Haideți să vedem și cristalul. Cacoxenite. Care vine cu mesajul începuturi noi. Foarte interesantă carte și mesaj. Haideți să vedem împreună ce semnifică și ce recomandări are această carte și cristal pentru noi. Deci pentru astăzi, luni, este și începutul săptămânii. Se prevăd noi începuturi. Cristalul acesta are o varietate de nuanțe de auriu, maron, maronii. Roz, se vede în imagine, galben, galben spre auriu și negru, de asemenea și alb puțin. Chakrele corespunzătoare acestui cristal sunt solar plexus și chakra coroană. Cacoxenite este un cristal care are vibrații foarte înalte și conține o serie de proprietăți medicinale și energetice. Poate să trezească noi oportunități, în special pe drumul spiritualității, și este o cale grozavă pentru energia vindecării, pentru că împărtășește cu noi proprietatea puternică de medicină, de a trezi, de a ne trezi sufletul. Ne ajută în a lăsa energia veche și care nu ne mai folosește în spatele nostru, permițând și făcând loc pentru energii noi, vibrante și pozitive pentru noi începuturi. Câteva însemnătăți ale acestui cristal: îmbrățișează darurile și abilitățile de canalizare, de exemplu spre lumea spirituală. Îmbrățișează idei creative și îți trezește imaginația. Călătorește cu tine într-o lume magică în lumea spiritualității și îți activează idei și inspirațiile noi. Mesajele de la spiritele cărții de oracol sunt: ai atras această puternică carte de oracol astăzi în viața ta ca să-ți împărtășească cu tine binecuvântarea pentru noi începuturi care stau deasupra ta. Viața se mișcă în cicluri
și cea în care intri în momentul actual este una pentru noi oportunități și foarte binevenite și foarte pozitive. Lumina aceasta a noului început și medicina cristalului de xanite strălucește de sus, deci de sus strălucește această medicină, energie medicinală deasupra ta. Este un capitol din viața ta care este pe terminate și este timpul pentru tine să te concentrezi pentru ceea ce va urma să vină. Pe măsură ce vechiul se pregătește să părăsească aria ta, s-ar putea să ai niște emoții, diferite emoții, să simți anumite sentimente și emoții, cum ar fi frica, dar în același timp și bucuria, anticiparea, puțină supărare sau tristețe, dar în același timp foarte, foarte bucuroasă să intri în acest nou început și să nu mai ai răbdare ca această transformare să aibă loc în viața ta. Lucrează îndeaproape cu aceste spirite ale acestui cristal de cacoxenite pentru a elibera și a te elibera de fricile sau rezistențele pe care nu le dorești și ai încredere în acest timp sacru care îți aduce noi energii în viața ta. Trebuie să fii conștientă că este un timp perfect pentru tine pentru a începe un nou proiect sau a începe ceva ce poate că ai ținut în tine și nu i-ai dat drumul unei noi idei, unui noi proiect, unei noi școli, unei noi cariere, dar acum este timpul potrivit pentru tine să-i dai drumul acestui proiect. Ești încurajată să nu mai întârzi niciun moment și să îmbrățișezi această oportunitate, să permiți luminii care strălucește deasupra ta să te ajute și să-ți dea acea energie de noi începuturi fără frică și cu încredere, oferind această energie, oferindu-ți binecuvântări pentru, cum spuneam, un nou început, o nouă renaștere într-un anumit capitol din viața ta, o nouă reîmprospătare într-un aspect al vieții tale pe care, sigur, la fiecare dintre noi este diferit. Bucură-te de această nouă parte din călătoria ta, din noul tău jurnal, din noul tău proiect. Îți va aduce abundență și schimbări pozitive în viața ta. Trebuie să ai încredere. Deci lucrează astăzi cu această piatră, dacă ai acces la ea, dacă nu poți să folosești această imagine a cărții de oracol. Spiritele cărții și a cristalului vor fi cu tine, te vor ghida încotro să o iei și cei care nu, asta este o paranteză, cei care nu rezonați cu această citire, bineînțeles că citirea nu vi se aplică, nu este pentru voi. Unii rezonăm, alții nu. Sunt zile când ni se potrivește, sunt zile când efectiv nu se potrivește cu situația noastră, nu rezonăm cu citirea, cu cartea, cu cristalul.
Nu e nicio problemă, nu trebuie să vă faceți griji. Sunt momente și din acestea în viață. Iar pietricica pentru astăzi, luni, 18 martie, este pietricica norocului. Deci, într-un anumit sector al vieții voastre, veți avea noroc. Așa ne spune pietricica. Cam acestea au fost citirile și recomandările cărții de oracol și a spiritelor cristalului pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Vă mulțumesc tuturor pentru interes, pentru vizionare și doresc să vă urez o zi de luni minunată, plină de binecuvântări, multă fericire, multă sănătate. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă și până data viitoare, numai bine!